Deci, cum să spun, foarte bun din punct de vedere tactic din partea lor. A fost incomod, cred, pentru noi și pentru ei. Meciul s-a axat mult pe lupte și era greu de construit. Practic s-a pierdut mai mult lupte decât fotbal și era să începem la apărare. Dar fiindcă am scăpat un gol, aș spune eu, nu prea convenabil pentru noi și am fost nevoiți să urcăm să construim. Și deja am scăpat al doilea și așa s-a finisat. Ați pierdut meciul la capitolul motivație, luptă sau greșeli individuale? Cred că, în primul rând, greșeli individuale, lipsa de concentrare și am pierdut, da, multe dueluri am pierdut. Și deja de construit era greu de construit. Doar pasa lungă și acolo, dacă ai jucători care se agață, știți la poartă, altfel a fost greu. Pentru voi urmează mâine încă un meci cu mult progres, recuperați? Ne străduim, noi ieșim la orice meci ca să luăm 3 puncte, indiferent de adversar. Campionatul este un egal, eu cred că toate echipele au jucători de calitate, se poate juca cu orice. Asta e, că scorul este pe tabelă, nu contează. Mult progres, ecolux, nu contează.